ziua, dragile! Sunt profesoara Elena Ciobanu și ne întâlnim astăzi la o nouă lecție de educație pentru societate. După cum am discutat și data trecută despre bullying și efectele lui, astăzi vom studia despre strategii de prevenire a situațiilor de bullying. Întrebarea lecției: cum am putea preveni situațiile de bullying? Interesantă întrebare. Familia și școala trebuie să coopereze pentru a educa un comportament anti-bullying. Nu întotdeauna situația de bullying poate fi prevenită, de aceea este bine să știi cum să faci față situației, să-ți controlezi propriile reacții prin anumite strategii simple care vor diminua sentimentele de neajutorare. O poveste din care putem învăța, care este încă din antichitate. Într-o zi, un bărbat s-a întâlnit cu marele filozof Socrate și i-a spus: știi ce am auzit despre prietenul tău? Stop, i-a replicat Socrate. Înainte de a-mi spune ceva despre prietenul meu, aș dori să treci un mic test. Se numește testul celor trei filtre. Testul celor trei filtre, a întrebat mirat bărbatul. Da, exact așa, a continuat Socrate. Înainte de a-mi povesti despre prietenul meu, este o idee bună să analizezi și să filtrezi ce vrei să-mi spui. De asta l-a numit test triplu. Primul test este testul adevărului. Ești sigur că tot ceea ce vrei să-mi spui despre prietenul meu este absolut adevărat? Nu, a răspuns bărbatul. De fapt, am auzit despre asta și... Este în regulă, l-a oprit Socrate. Deci, nu ești sigur dacă este adevărat sau nu. Acum să trecem la al doilea test, a continuat Socrate. Filtrul binelui. În ceea ce vrei să-mi spui despre prietenul meu, este și ceva bun? Nu, dimpotrivă, a răspuns ușor discumpănit bărbatul. Deci, a continuat Socrate, tu vrei să-mi spui ceva rău despre el, dar cu siguranță nu știi dacă este adevărat. Încă poți trece testul, pentru că a mai rămas o singură întrebare. Este vorba de filtrul utilului. Ceea ce vrei să-mi spui despre prietenul meu este util? Mă va ajuta într-un fel sau altul? Nu, nu chiar, a răspuns bărbatul. Bun. Să concluzionăm, a continuat Socrate. Dacă ceea ce dorești să-mi spui despre prietenul meu nu este nici adevărat, nici bun și nici folositor, de ce vrei să-mi spui mie toate acestea? Numește personajele poveștii, determină modul de preîntâmpinare a denigrării unei persoane pe care a utilizat-o Socrate. Exprimă-ți opinia față de strategia abordată de marele filozof. Dicționar. Strategie. Este arta de a folosi cu dibăcie toate mijloacele disponibile în vederea asigurării succesului, într-o luptă, într-o activitate, sau ansamblu de operații și manevre realizate în vederea atingerii unei victorii. A bârfi înseamnă a vorbi de rău, a ponegri, a defăima sau a calomnia. Recitește termenii din dicționar și formulează câte un enunț cu fiecare. De asemenea, discută cu părinții despre efectele negative ale acestor manifestări. Familia și școala trebuie să coopereze pentru a le educa elevilor un comportament anti-bullying. Strategii de prevenire a situațiilor de bullying la nivel de școală pot fi: organizarea unor discuții despre bullying, consecințele acestuia, strategii de prevenire la nivelul școlii sau la nivelul clasei. 2. Organizarea unor discuții cu părinții despre bullying și consecințele acesteia. 3. Asigurarea unui anturaj prietenos în clasă și în școală. 4. Adoptarea unor poziții clare, anti-bullying și
nediscriminare și includerea lor în regulamentele de ordine internă ale instituției. 5. Asigurarea de sprijin, instruire, informații și materiale didactice pentru profesori, echipa managerială a școlii și personalul tehnic, astfel încât toți să poată răspunde adecvat situațiilor de bullying. Și 6. Asigurarea consultării și sprijinului elevilor din partea psihologilor școlari, care este atât de important. Nu întotdeauna acțiunile de bullying pot fi prevenite, de aceea este bine să știi cum să faci față situației. Să-ți controlezi propriile reacții prin anumite strategii simple, care vor diminua sentimentele de neajutorare. Unele strategii care sunt recomandate de psihologi sunt: conversația cu sine însuși încurajează să se gândească la ceea ce și-ar putea spune sieși atunci când ar fi o situație de bullying. Ignoranța. Copilul agresat nu ar trebui să răspundă sau să-l privească pe agresor, dar să încerce să se depărteze de cel pe care îl tachinează. Mesajul eu. Este o modalitate afirmativă prin care copilul își poate exprima sentimentele, trăirile și așteptările de la ceilalți. De exemplu, eu mă simt tulburat când te distrezi pe seama hainelor mele. Eu te rog să încetezi. Această strategie funcționează mai bine când este aplicată într-o situație supravegheată, adică în clasă. Copilul trebuie să învețe să-și privească agresorul în ochi, să vorbească clar și politicos. Și o altă metodă sau strategie este vizualizarea. Să-și imagineze că este apărat printr-un scut de toate jignirile. Răspuns la tachinare la un comentariu negativ printr-un compliment. De exemplu, în cazul în care un copil este tachinat din cauza înălțimii, fiind numit girafă, de exemplu, poate răspunde politicos: mulțumesc pentru că ai remarcat înălțimea mea. Sau, asta e o observație grozavă, de obicei cel care a tachinat rămâne confuz. O altă strategie, acceptarea faptelor. De exemplu, la etichetări de gen roșcatule, pistruiatule, copilul tachinat răspunde: da, am un păr ca aurul și o mulțime de pistrui. Astfel, este eliminată dorința de a-și ascunde părul și pistrui sau lacrimele. Și o altă strategie, întrebătoare. Ei și, exprimă faptul că tachinarea nu contează, nu are niciun efect. Competențele necesare comportamentului prosocial, de autocunoaștere și cunoașterea celor din jur, de gestionarea emoțiilor, de înțelegerea emoțiilor altora, de gândire critică și gândire pozitivă, de comunicare asertivă, de a spune nu în diferite situații, de a soluționa problemele pe cale pașnică, de autoapărare, de informare, adică căutare, selectare, prelucrare și transmiterea informației, de anticipare a consecințelor acțiunilor proprii, de a învăța din propria experiență și din experiența celor din jur, de a identifica comportamentele manipulatorii și violente, de a solicita ajutor de la persoanele responsabile și de a lua decizii potrivite și sigure în diverse situații. Acestea sunt doar niște instrucțiuni privind evaluarea și dezvoltarea comportamentului adoptate în 2016. Explică necesitatea acestor competențe pentru prevenirea situațiilor de bullying în școală. Exemplifică din experiența proprie aplicarea uneia dintre competențele vizate. Identifică în internet scene de bullying și modalități de combatere sau de prevenire a bullying-ului. Expune imagine în fața clasei și comentează-le. Cum înțelegi tu? Aici lecția noastră la sfârșit. Eu vă doresc să nu aveți parte de bullying sau manifestări ale bullying-ului. Vă urez succes în realizarea sarcinilor și ne revedem la o nouă lecție.